eveniment. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a spus, într-un interviu la CNN, că toate țările ar trebui să fie pregătite pentru posibilitatea ca Vladimir Putin să folosească arme nucleare sau chimice în războiul început de Federația Rusă în Ucraina. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat vineri la CNN că toate țările lumii ar trebui să fie pregătite pentru posibilitatea ca președintele rus Vladimir Putin să folosească arme nucleare tactice în războiul său împotriva Ucrainei. Zelensky a spus că Putin ar putea recurge fie la arme nucleare, fie la arme chimice, deoarece nu prețuiește viețile oamenilor din Ucraina. Nu doar eu, toată lumea, toate țările trebuie să fie îngrijorate, pentru că poate să nu fie o informație reală, dar poate fi un adevăr, a spus Zelensky, într-un interviu în limba engleză, acordat din biroul său din Kiev. Arme chimice, ar trebui să o facă, ar putea să o facă, pentru ei viața oamenilor nu înseamnă nimic. De aceea, a spus Zelensky, ar trebui să ne gândim să nu ne fie frică, să nu ne fie frică, ci să fim pregătiți. Dar asta nu este o chestiune care ține de Ucraina, nu numai de Ucraina, ci de toată lumea, cred eu. Zelensky a rămas în Ucraina pe tot parcursul celor 51 de zile de război cu Rusia, timp în care forțele ucrainene au rezistat încercărilor Kremlinului de a cuceri Kievul și au forțat Rusia să-și reorienteze eforturile de război către regiunile estice și sudice ale țării. Aici, Ucraina anticipează o escaladare semnificativă a luptelor în zilele următoare. Una dintre cele mai importante nave de război ale Rusiei s-a scufundat în Marea Neagră săptămâna aceasta. În vreme ce Ucraina a spus că a fost rezultatul unui atac cu rachete, Rusia a susținut că incidentul s-a produs din cauza unui incendiu provocat de detonarea muniției. În același timp, Rusia lansează rachete de croazieră în periferia Kievului și își menține în continuare capacitatea de a ținti capitala Ucrainei cu armament cu rază lungă de acțiune. Oficialii americani au avertizat cu privire la posibilitatea ca Putin, dacă va fi pus la colț, să apeleze la utilizarea armelor nucleare tactice în Ucraina. Directorul CIA, Bill Burns, a declarat joi că CIA urmărește foarte atent această posibilitate, subliniind totodată că SUA nu au văzut încă niciun semn că Rusia se pregătește să facă un astfel de pas. Având în vedere potențiala disperare a președintelui Putin și a liderilor ruși, având în vedere eșecurile cu care s-au confruntat până acum din punct de vedere militar, niciunul dintre noi nu poate lua cu ușurință amenințarea reprezentată de o potențială recurgere la arme nucleare tactice sau la arme nucleare cu randament scăzut, a declarat el, într-o conferință la Ihor Ihyate.